Primarul din Săcele, buricul pământului, cu siguranță Virgil Popa ar răspunde afirmativ la această întrebare, cel puțin dacă luăm în calcul o nouă ispravă a edilului. Fără teamă și fără să-și pună problema că ar putea să încalce legea, primarul cu atitudine de moșier i-a chemat prin interpuși la ordin pe polițiștii locali. Nu pentru a-i certa că nu servesc în mod corespunzător comunitatea potrivit fișei postului, ci pentru a-i transforma în agenți de propagandă. Noua sarcină inventată de Virgil Popa pentru a-și îmbunătăți, se pare, imaginea, constă în distribuirea unui ziar de preamărire în cutiile poștale ale sucelenilor, chiar de către polițiștii locali, în timpul programului și cu mașina instituției. Iată proba. Sursele Brașov TV, care ne-au pus la dispoziție filmările, spun că după ce s-a făcut vâlvă în Săcele pe tema polițiștilor locali, agenți de propagandă, primarul s-a reorientat rapid. Polițiștii locali au renunțat la uniforme, au îmbrăcat haine obișnuite, dar au continuat să distribuie în afara programului ziarul de propagandă al primăriei Săcele. Atribuțiile poliției locale sunt stabilite clar de lege. În legea 155/2010 spune clar, la articolul 6, care sunt atribuțiile. A transformat primarul din Săcele, să înțeleg, poliția locală în agent electoral sau poștă pe post de poștaș? Mi se pare ciudat, ca să nu zic că este și ilegal. Săcelenii care plătesc cu vârf și îndesat dările către primărie, iar din banii lor sunt plătite și salariile polițiștilor locali, sunt revoltați. Care ar trebui să fie atribuția lor? Atribuția lor e cu altării, nu cu împărțirea pliantelor sau să... Așa, părerea mea așa este. Vi se pare în regulă acest lucru, să meargă la oameni? Păi de acum, pliantele, pe toți și dă pliantele. Eu, după cum am văzut, poliția locală împarte de mult timp treburile, pliantele astea. Și unde ați văzut dumneavoastră că împărțeau? Printre străzi, printre case, pe aici. Dacă așa a considerat primăria, că este ok... Noi ce putem face? Putem spune ceva? Nu putem spune nimic. Jurnaliștii Brașov TV au încercat să obțină de la cei implicați puncte de vedere în replică. La sediul poliției locale din Săcele, nimeni nu are voie să discute cu presa. Mergeți în primărie la domnul vice. Dânsul este singur care discută cu presa. Domnul viceprimar? Da. Bine, mulțumesc. L-am căutat pe primarul din Săcele, Virgil Popa, să explice situația, dar acesta era plecat cu secretara. Bună ziua! Da. De la Brașov TV suntem. Domnul primar este aici? Este plecat pe teren. Doamna secretară și dânsul. Și nu știți când se întoarce? Nu. A plecat de mult? Mă grăbesc, am plecat stradă. Ceva. De ceva timp de plecat. Potrivit surselor Brașov TV, unii dintre polițiștii locali din Săcele s-au plâns chiar că ar fi obligat să distribuie ziarul de propagandă al primăriei în timpul liber. Mai mult, li s-ar fi pus în vedere că, dacă refuză, și-ar putea pierde locurile de muncă. Rămâne de aflat ce vor spune polițiștii și procurorii după ce vor analiza imaginile și vor încadra juridic fapta.